Bună ziua, stimați prieteni, astăzi suntem la cea de 19 ediție a analizelor economice și ea este dedicată pieței imobiliare din simplu motiv că astăzi, mâine și poi mâine, Moldova găzduiește primul cel mai mare forum internațional pe imobili, atât de locuit cât și industriale. La acest eveniment vor participa nume mari, companii internaționale care încep a vedea Republica Moldova ca o piață potențială, unde în Republica Moldova, cred că în următorii ani de zile, vom avea intrări puternice a companiilor internaționale. Pentru ziua de mâine, sâmbătă, eu am fost rugat de organizatori să fac o scurtă trecere în revistă a tot ce s-a întâmplat piața imobiliară în Republica Moldova în ultimii 20 de ani de zile. Cum arată piața imobiliară? De fapt, un tablou a pieței imobiliare. Chiar dacă am mai vorbit în luna aprilie, la prima ediție analizelor economice, puteți urmări pe pagina Privesc eu sau pe pagina Ghidis Viitor sau pagina mea personală ioniță.md, chiar dacă am mai vorbit despre piața imobiliară, astăzi cred că totuși este un motiv în plus ca să ne întoarcem la această discuție și mi-am intitulat prezentarea mea de astăzi și de mâine la forum. Cei care vor dori pot să urmărească și forumul imobiliar care este încă o dată, repet, prima dată în Moldova. 7 transformări Moldovei, 7 transformări majore care au marcat piața imobiliară locativă din Republica Moldova și să le luăm pe rând. Prima, dacă ne uităm atent, în Republica Moldova, numărul de tranzacții imobiliare s-a dublat în ultimii ani. În mod tradițional, până în anul 2015, în Republica Moldova anual aveau 14-15.000 de tranzacții imobiliare. Aici vorbim de apartamente, case de locuit le-am dat în parte, deoarece numărul lor nu este prea mare și este o piață specifică, anul trecut a crescut, cred că vreodată vorbim despre apartamente. Deci, iar începând cu 2019, 2020-2021, avem practic 28.000, ne apropiem de 30.000 de tranzacții imobiliare. Dar aici trebuie să spun un moment important. În acest trimestru, în trimestru 2, avem cel mai mic număr de tranzacții imobiliare din ultimii 5 ani de zile. Atât pe țară, cât și în municipiul Chișinău. De ce aceasta s-a întâmplat? Eu am o ipoteză. Deci Republica Moldova, despre aceasta voi vorbi ceva mai târziu, în acest an, după ce s-a reluat activitatea tranzacțiilor imobiliare după interdicțiile puse anul trecut în perioada de pandemie, timp de un an de zile, prețul la imobile în municipiul Chișinău a cunoscut o explozie nemaipomenită de ultimii 14 ani. Ultima dată au crescut prețurile atât de tare la imobile în 2008. Deci noi în 2020, în a doua jumătate a anului, și acum avem cea mai mare creștere prețul la imobil, la cușa vorbim mai departe, iar această creștere, cel mai probabil, a speriat puțin cetățenii și în trimestrul 2, tradițional, tranzacțiile imobiliare în fiecare an sunt mai mici, însă în acest an avem cel mai mic număr de tranzacții imobiliare din ultimii 5 ani de zile. Deci noi putem constata în felul următor. Piața imobiliară în ultimii 3 ani de zile a cunoscut o explozie, că numărul de tranzacții s-a triplat. Totodată, trimestrul 2 ne trimite niște semnale că cetățeanul nostru cred că vrea să aibă loc o corecție de prețuri, lucru care cred că poate avea loc, dar despre aceasta voi vorbi mai târziu. Scurt pe 2. Piața imobiliară în Republica Moldova în prezent este net diferită de ceea ce am cunoscut noi până în 2015-2016 și anume se caracterizează printr-o intensitate mare a numărului de tranzacții. Al doilea factor. Piața imobiliară se concentrează în municipiul Chișinău. Dacă acum 10 ani 60% din tranzacții erau în municipiul Chișinău, în prezent noi avem 80% din tranzacții în municipiul Chișinău. Anul trecut, dacă ne uităm atent în grafic care a fost ceva mai târziu, numărul de tranzacții imobiliare în anul trecut, pe țară a cunoscut o descreștere, cu excepția municipiului Chișinău. De fapt, tot ce s-a întâmplat anul trecut a fost legat de faptul că numărul de tranzacții în interiorul țării, cu excepția municipiului Chișinău, au scăzut destul de puternic, iar municipiul Chișinău, cum a înregistrat creștere, așa și-a continuat să înregistreze. Dacă în municipiul Chișinău cândva aveau loc la nivel de 7, 8, 9, 10 mii de tranzacții, acum în municipiul Chișinău ne apropiem de 25 de mii de tranzacții anual, ceea ce este de fapt un record absolut. Deci, practic, noi vorbim despre aceea că piața imobiliară din Republica Moldova nu există. Există piața imobiliară în municipiul Chișinău
Și atâta. În exteriorul țării mai sunt municipiul Bălți și localitățile din jurul municipiului Chișinău. Dacă se va implementa planul care se discută în prezent, așa numitul conglomerație urbană, care include municipiul Chișinău și raioanele din jurul municipiului Chișinău, să le numărăm, este Aloveniu, Strășenie, Creuleniu și Anenii Noi, și creăm o conglomerație urbană, atunci noi vom putea spune în felul următor. Toată activitatea economică din țară și toată piața imobiliară va fi concentrată în această conglomerație urbană, cred că va absorbi mai mult de 90% din toate tranzacțiile. De aceea, când vorbim despre piața imobiliară, noi de fapt vorbim despre municipiul Chișinău. Aceasta este a doilea caracteristică a pieței imobiliare și cei care discută despre aceasta trebuie să-i cont că de fapt în prezent, în afara municipiului Chișinău, practic nu există viață pe piața imobiliară. Al treilea lucru. Noi asistăm în prezent la o explozie a ceea ce înseamnă creditele imobiliare. Dacă vă uitați atent în grafic, am luat cifrele din 2005. Până în 2005 la noi practic nu existau credite imobiliare. Până în anul 2017, volumul total de credite imobiliare, portofoliul de credite din sistemul bancar, era la nivel de 2,6 miliarde lei. Deci noi avem practic o abundență de credite imobiliare și lucrul acesta este legat de câțiva factori. Dobânda redusă, condițiile legere, faptul că băncile nu au unde plasa banii, în prezent băncile cea mai mare soluție de plasament a banilor este creditul de consum și creditul imobiliare. Drept consecință, în Republica Moldova, în prezent, sistemul bancar, 20% din toți banii pe care îi oferiți sub formă de credite sunt pentru domeniul construcțiilor. Așa ceva nu a fost niciodată în Republica Moldova. Deci, unul din 5 lei pe care băncile le oferiți sub formă de credite sunt date pentru imobiliare. Respectiv, lucrul acesta a animat cumva piața, plus oamenii au venituri care au fost sunt destul de ridicate și lucrul acesta, de fapt, caracterizează piața. În prezent, piața imobiliară în municipiul Chișinău, vorbim în mod special în municipiul Chișinău, dar și întreaga țară, are un instrument nou care n-a existat până în 2017 și noi putem spune că instrumentul de credite ipotecare practic în Republica Moldova nu exista. Începând cu anul 2018, piața imobiliară are un instrument nou și anume creditarea din bănci. Băncile sunt foarte deschise, din acest motiv aceasta este o caracteristică nouă și atunci când cineva vor să discute la modul serios despre intrarea piața imobiliară, trebuie să ținem cont că băncile oferă un instrument prin care poți să-ți rezolvi problema. Următorul. Piața imobiliară se caracterizează clar cu o migrație spre apartamentele de dimensiuni mici. Dacă vă uitați atent, recordul absolut a fost în 2003, când suprafața media unui apartament construit a fost aproape 130 de metri pătrați. Vă imaginați că construiau și apartamente micuțe, asta înseamnă că noi aveam apartamente de 150, 200, 250 de metri pătrați. În prezent, suprafața media unui apartament este exact de două ori mai mică, de 65 de metri pătrați. De ce se întâmplă acest lucru? Vom vorbi, ele sunt legate, toate prezentări, toate acești factori sunt legați unul cu altul, dar sunt câteva elemente de bază. În primul rând, s-a schimbat enorm structura familiilor în Republica Moldova. Dacă 15 ani în urmă noi avem familii mari, acum noi avem de regulă familii micuți, doi, în prezent, foarte multe imobile sunt procurate în scopuri investiționale. Și vă voi prezenta mai târziu că cei care iau apartamente în chirii, sunt de regulă persoane, de o persoană sau două persoane. 80% din oamenii care iau apartamente sunt maxim două persoane în familie, respectiv iau nevoie de suprafață micuți și cei care cumpără imobile în scopuri investiționale le procură anume pentru cei care sunt unu sau două persoane. Dar asta vom vorbi ceva mai târziu. Alt factor care este, dacă înainte imobile erau procurate de regulă de oameni foarte bogați, de oameni care erau conducători de afaceri și pentru ei era necesar să aibă suprafață mare. În prezent noi vorbim despre procurarea de imobil de oameni care locuiesc în Moldova, câștigă bani aici în Moldova și vor cumpăra și ei nu își pot permite luxul de a cumpăra suprafață mare și îi cumpără apartamente micuți. Nu uităm că în prezent cetățenii din Republica Moldova se căsătoresc cu 5 ani mai târziu decât se căsătoreau acum 15-20 de ani. Ei preferă să locuiască singur și ei preferă să locuiască separat. Pentru ei este necesitatea de apartamente micuți. În acest motiv,
motiv. Schimbările acestea majore care au loc pe piața noastră, consumatorul este unul care are venituri modeste, dar deja își poate permite luxul să procure apartament și el încă ia-și credit la bancă, el ia suprafață micuț. Doi, să iau apartamente în scopuri investiționale și cei care stau în chirie, de regulă, sunt persoanele, una sau două persoane, vom vorbi ceva mai târziu despre aceasta. Și trei, noi avem de-a face cu schimbarea numărului de membri în familie, în prezent domină familie cu persoană, două, trei persoane, deci în Moldova și în Chișinău, familii cu trei și mai mulți copii, practic, au devenit o exclusivitate. Din acest motiv, o altă caracteristică a pieței imobiliare de Moldova este suprafața apartamentului, care a scăzut destul de puternic. Vă uitați, dacă ne uităm atent, este la nivelul anului 90 sau practic suntem până la perioada de independență. Deci perioada cu apartamente cu suprafață mari, cred că cumva trecut în trecut, atunci se făceau cu foarte puține apartamente și erau făcute exclusive și mari. Acum avem o piață de masă și această piață presupune apartamente cu suprafață mai micuță. Prețul apartamente. Un alt factor, de fapt este cel mai important factor care caracterizează piața imobiliară din Republica Moldova, și anume din ce cauză s-a organizat acest forum internațional și din ce cauză companiile transnaționale vor să vină în Republica Moldova acum, că noi, dacă vă aduceți aminte, vorbim deja de 3 ani de zile, că acum este perioada de cumpărare a apartamentului. Deci cred că minimul prețurilor apartamente a fost în anul 2019-2020. Din 2020, din a doua jumătate a anului, avem o creștere de prețuri de cel puțin 20%. Deci și spun din cel puțin 20%, deoarece încă nu avem datele pe trimestrul 2, doar facem estimările. Deci prețul apartamentele noi a trecut de 800 de euro metru pătrat, medie pe municipiul Chișinău, iar la apartamentele de mâna a doua a trecut de 670 de euro metru pătrat. Deci avem cea mai mare creștere din ultimii 14 ani, în 2008 a fost ultima dată așa ceva. Deci piața imobiliară pe întreaga lume a cunoscut un boom enorm până în 2008, după aceasta a fost acea criză imobiliară care a început în Statele Unite, s-a răsfrânt în toată lumea, prețurile au căzut în majoritatea țărilor, ca să nu spunem în toate țările, însă prețurile au căzut timp de 2-3 ani de zile și apoi s-a recuperat piața. Republica Moldova, căderea a fost până în anul 2020. De fapt, noi prin cine ne-au iubit de alte țări, a fost că la noi căderea a fost foarte lungă. Dacă în alte țări căderea a durat 2-3 ani de zile și apoi piața s-a recuperat, la noi căderea a fost una lungă de 12 ani. Și după 12 ani de cădere avem o primă creștere de preț de peste 20%. Toată lumea mă întreabă ce va fi cu piața imobiliară în viitor apropiat. În opinia mea, pe termen lung, piața imobiliară în Republica Moldova va avea tendințe reale de creștere. Cei care vor să-și rezolve problema imobiliară, puteți să faceți liniștite investiții, deoarece investiția voastră nu se va pierde. Totuși, eu presupun că pe perioadă scurtă, poate trimestru 3, trimestru 4, noi vom avea parte de așa numite corecții de prețuri. Deoarece la noi prețurile timp de 12 ani au cunoscut doar cădere, în acest an creșterea a fost prea bruscă. Și această creștere prea bruscă a dus la ceea că în trimestru 2, după cum am menționat, am avut cel mai mic vânzări de apartamente din ultimii 5 ani de zile. Deci eu cred că piața noastră încă nu este gata la această creștere bruscă. Cred că această creștere de peste 20%, de fapt este o nebunie a prețurilor, a speriat cetățenii Republicii Moldova și ei au devenit ceva mai prudenți. Trimestru 3, vom avea datele în cel mai scurt timp, trimestru 3 cred că ne va arata în ce măsură ipoteza noastră este corectă. Însă concluzia e scurt pe 2. După 12 ani de cădere, noi asistăm la o creștere a pieței imobiliare, care, în opinia mea, pe termen lung, va continua să crească, însă, datorită creșterii prea bruști, posibil să avem o mică corecție de prețuri în lunile viitoare, dar cei care deja ați făcut procurări de imobil, vă rog să nu vă cumpărați pastile, să nu beți pastile de liniștire a inimii. Deci această scădere probabilă, ușoară a prețului, este de fapt o corecție, piața încearcă să se adapteze la noile condiții, însă pe termen lung aduceți-vă aminte că la noi în Republica Moldova cândva imobilul costa aproape 900 de euro în trimestru 4 anul 2008, v-am dat aici prețul pe media anuală, noi avem în 2008, avem 867 de euro, dar în trimestru 4 din 2008, prețul la imobil era 900 de euro metru pătrat, vorbim de imobil de pe piața secundară, atunci știți că prețul la imobil, piața secundară, care era mai mare decât piața primară. După aceasta a urmat o lungă perioadă de scădere a prețurilor și noi doar acum asistăm la o creștere. Deci, eu consider că la noi piața imobiliară doar va continua să crească. Respectiv,
Aici încă un element care vreau să-l spun cu prețurile Republica Moldova. Deci la noi e în 2008, pentru ca să procure un apartament de 70 de metri, ce eu 70 de metri, că asta este mediul european, trebuie aproape 40 de ani în mediul un apartament, în prezent a scăzut acest nivel, se apropie de mediul european, aceasta vă vorbi ceva mai ușor. Altfel a spus, accesibilitatea apartamentului la noi în Moldova este destul de bună, doar că în 2021 puțin s-a rotățit situația, de exemplu, motiv că avem o creștere prea bruscă de preț. Deci, cred că piața o creștere de 10% anual ar asemenea-o destul de ușor, iar creșterea de peste 20%, ea compensează cumva căderea de 12 ani, dar este prea bruscă pentru cetățenii noștri. Penultima caracteristică, a șasea caracteristică a pieței imobiliare, este una care foarte clar arată un lucru. Republica Moldova devine și ea încet, încet piața unde oamenii trăiesc în chirie. Dacă ne uităm atent, 15 ani în urmă, doar 6% din apartamente care se dădeau erau în chirie. În prezent, deja oamenii locuiesc în municipiul Chișinău, 12-13% sau de două ori mai mult în prezent, numărul de persoane care locuiesc în chirie este de două ori mai mare decât era acum 15 ani. Deci, în Republica Moldova are loc un fenomen care se întâmplă absolut în toată lumea. Avem țări unde avem 40%, chiar 60% de oameni care locuiesc nu în locuință proprie, dar în chirie. Pentru guvern care se gândește la soluționarea problemelor spațiului locativ, sunt câteva instrumente. Una, ajut familiile tinere prin programele Prima Casă, cum am avut noi, dar un alt instrument este încurajați piața chiriilor imobiliare. În țara vecină, România, sunt chiar asociații, avem legi care reglementează asociația locatarilor care stau în chirii. Deci sunt complexe întregi care se construiesc special pentru chirii. Din simplu motiv că din diferite cauză, ele sunt multiple, unii oameni preferă să nu locuiască în apartament propriu, locuiesc în chirie. Și acum vom spune care este profilul chiriașului Republica Moldova, care cred că ne va ajuta pe cei de piața imobiliară. Deci noi cu certitudine ziua de astăzi avem un număr dublu de oameni care locuiesc în chirie, să nu uităm că media europeană este de 40%, așa că la noi tendința aceasta va crește. Noi avem oameni care au în chirie și respectiv avem oameni care trebuie să investească miliarde de dolari pentru ca să procure apartamente în scopuri investiționale, să le dea închirii. Tot ce trebuie să facă guvernul, să încurajeze investițiile inclusiv a diasporii în apartamente pentru darea închiriei. Cine sunt cei care iau închirie? Dacă împărțim toți locuitorii municipiului Chișinău, sau dacă împărțim toți locuitorii țării, dar ei, de fapt, piața, vorbim de municipiul Chișinău, ca să înțeles, piața imobiliară este concentrată în Chișinău, dacă împărțim toți locuitorii municipiului Chișinău, 10% din cei mai săraci oameni stau în chirie doar 1,5%. În schimb, 10% cele mai bogate sau decila cea mai bogată, deci din primii 70.000 de oameni, cei mai săraci, doar 1,5% stau în chirie. Din ultimii 70.000 de oameni, cei mai bogați din municipiul Chișinău, 15% stau în chirie. Altfel spus, chiria apartamentelor este un lux pentru oamenii bogați. Cine sunt oamenii? Nu bogați, oamenii cu venituri. Cine sunt oamenii cu venituri? Că nici nu sunt foarte bogați. Este o caritate care spune ce înseamnă clasa medie. Clasa medie sunt oamenii care cheltuie pentru produse alimentare mai puțin de 20% pe lună. Deci dacă dumneavoastră vă puteți permite luxul, cheltuiți pentru mâncare doar 20% din banii care câștigați, înseamnă că sunteți clasa medie. În Republica Moldova, în clasa medie se indexează maxim, se încadrează maxim 10% din populația municipiului Chișinău și vreo 2-3% de restul țării. Deci, practic, cei care sunt clasa medie în Republica Moldova sunt oamenii care au venit și își pot permite luxul să trăiască în chirie. Cine sunt ei? Din aceștia care trăiesc în chirii, care, încă o dată repet, practic toate apartamentele care sunt luate în chirii în municipiul Chișinău sunt luate de 10% din oameni care sunt cei mai bogați conform clasificației Biroului Național de Statistică. Cine sunt ei? 45% din acești oameni care trăiesc în chirii sunt oamenii singuri. Deci așa sunt tineri specialiști care nu trăiesc cu părinții, care trăiesc undeva, au un loc de muncă, au venituri ridicate, însă nu au apartament propriu. Ei sunt primii care trăiesc în chirie.
A doilea, 25% sunt familii fără copii. Deci sunt doi tineri care s-au căsătorit, nu au copii, au venituri ridicate, nu au apartament propriu, trăiesc în chirie. În total, vedeți, 70%. Noi vorbim despre tineri, noi vorbim despre persoane care sunt siguri sau familii fără copii, care trăiesc în chirie. De aici așa apare tendința aceasta de suprafețele mici de apartamente, din simplu motiv că în scopuri investiționale tu ai nevoie să dai apartamente la un sau două persoane. Și încă 10% sunt familii de două persoane. De regulă asta este familia unde este mama, se întâmplă și tata, aici mi-e greu să spun, deci există un părinte și un copil, deci este familia de două persoane, încă 10%, deci în total 80% din oameni, din cei mai bogați oameni, din 10%, 80% sunt de unul sau două persoane, care și ei sunt clienți de bază care stau în chirie. Respectiv, datorită faptului acesta că avem aceste persoane, noi avem și oamenii care procură apartamente scumpuri investiționale, anume pentru ei. Și ultimul, accesibilitatea unui apartament în Republica Moldova se apropie de media europeană. Ce înseamnă accesibilitatea unui apartament? Pe noi este secundar să știm cât costă un apartament. Pe noi ne interesează câți ani trebuie să lucreze un om pentru ca să procure un apartament de 70 de metri pătrați. De ce spunem 70 de metri pătrați? Deoarece există o astfel de analiză pe plan internațional, vă uitați pe ultimul grafic și vedeți, avem toate țările, câți ani trebuie să lucreze. Spre exemplu, în Cehia trebuie să lucreze 11,2 ani pentru ca să procure un apartament de 70 de metri pătrați. În Republica Moldova, în acest an, ai nevoie de 9,8 ani. Vreau să spun că anul trecut accesibilitatea unui apartament a fost cea mai mică din istorie. Vă aduceți aminte că la noi a fost cândva 36 de ani, trebuie să lucrezi. Anul trecut am ajuns la 8,5 ani, asta a fost minimul istoric. Și aici încă o dată reamintesc că de fiecare dată spuneam cel mai bine să cumpere apartament 2019-2020 și acum este bine, dar în acest an apartamentele au devenit mai puțin accesibile cu 15%. Altfel spus, trebuie să lucrezi un an și jumătate în plus pentru ca să procure același apartament de 70 de metri pătrați și asta se datorează faptul că avem o creștere substanțială a apartamentelor în condiția în care salariul a crescut, în lei salariul a crescut, dar am asistat și la o depreciere a valutei. Să nu uităm că în Republica Moldova noi primim salariile în lei, dar apartamentele se cumpără în euro. De aceea, cine interesează pe noi care este salariul, care este cursul valutar, care este salariul în euro. Apropo, în Republica Moldova salariul în euro anual a trecut de 5.000 de euro, deci omul, timp de o an de zile, salariul este mai mare de 5.000 de euro, drept rezultat, noi avem prețul la apartament și avem 9,8 ani. Dacă vă uitați atent, media europeană este de 7 ani de zile sau 6,9 ani. Noi suntem mai mult sau mai puțin în spațiul în care piața imobiliară din Republica Moldova, de la niște parametri anormali, netipici pentru țările dezvoltate, ne apropiem de parametri normali, când piața, prețurile corespunde cu viața din economie, când oamenii au acces la instrumente financiare, cum sunt creditele bancare, când prețul apartament își revine, și acestea sunt de fapt 7 lucruri care marchează tot ce s-a întâmplat în piața imobiliară din Republica Moldova din ultimii 15-20 de ani. Concluzia este următoare. Piața în Republica Moldova este în devenire, are o dinamică deosebită față de ultimii ani, prețurile din ultimul an au crescut, în opinia mea, prea brusc, după 12 ani de cădere, lucrul acesta a speriat puțin potențialii cumpărători, cred că va fi o ușoară pauză în viitoarele luni, însă tendința pe termen lung va fi număr mare de tranzacții, tranzacții în municipiul Chișinău, procurări de apartamente în scopuri investiționale și orientarea spre cei tineri care sunt principalii clienți a chiriilor de apartamente în municipiul Chișinău. Și încă o dată vreau să repet, piața imobiliară practic se concentrează exclusiv în municipiul Chișinău, în afara municipiului nu există dinamică și dezvoltare, de aceea dacă guvernul vrea să dezvolte și alte regiuni, poate să gândească la niște stimulente de încurajare a investițiilor în alte părți. Dar după mine, oricum, soluția trebuie găsită aceea la Chișinău prin extinderea orașului și nu construcția aceasta care are loc prin mutilarea municipiului, când pe o suprafață
urbană care a moștenit încă din Uniunea Sovietică, noi am reușit să băgăm aproape 100.000 de apartamente în loc să extindem orașul. Cred că aici trebuie să discutăm la extinderea orașului și la dezvoltarea normală a orașului, astfel ca investițiile care s-au făcut în modul. Imaginați-vă că în ultimii 10 ani municipiul sau Chișinău s-au investit circa 4 miliarde de euro în imobili, și loc să transformăm aceste investiții în ceva frumos pentru oraș, noi practic am mutilat și am distrus orașul. Cred că acest lucru va fi stopat și municipiul Chișinău va dezvolta armonios, iar toate investițiile vor duce la creșterea valorii imobilului și nu la mutilarea și distrugerea orașului. Vă mulțumesc, până data viitoare!